guvernului de-a lungul anilor a fost acel sistem de atribuire de bani, de regulă de la guvern prin consiliile județene, pe ceea ce a fost de-a lungul timpului puterea de guvern 551, ordonanța 5, parcă, ordonanța 7 de guvern și care, în sfârșit, acum înseamnă ordonanța 28. Este o modalitate prin care se finanțează, atât în mediul rural, cât și în mediul urban, o serie de lucrări de infrastructură, de apă, canalizare, cămine culturale, drumuri municipale, drumuri rășinești, drumuri comunale, școli, tot ce înseamnă această parte de, așa cum am spus, infrastructură edilitară, să-i spun. Suntem în faza în care trebuie să gândim modul în care vom împărți aceste fonduri, evident, sub în altul patronajul Ministerului Dezvoltării, într-un sistem clar descentralizat și luat-o la modul peorativ. Fondurile pe anul acesta, fonduri care se ridică la circa 29,5 milioane de lei, de ron. Fonduri care se ridică la circa 29,5 milioane ron, adică 295 de miliarde de lei vechi. Spun în două feluri ca să, că unii nu preluați datorită pretențiilor anumitor instituții centrale decât varianta în lei. Alții o preluați și în lei vechi. O sumă importantă. Iar vreau să vă spun că vom încerca în acest an să propunem Ministerului Dezvoltării folosirea acestor fonduri, 29,5 milioane de lei, în ideea de a finaliza cât mai multe lucrări, nu de a trena execuția lor. Aceasta înseamnă posibilitatea noastră de a termina la nivelul județului din cele circa 100 de lucrări care sunt în derulare, în jur de 15. Vom aloca fondurile în acest sens, sau vom propune alocarea fondurilor în acest sens. Acești 29,5 milioane de lei, respectiv 295 de miliarde, au următoarea compoziție. 13,6 milioane sunt bani recordați de anul trecut. Bani care nu au fost consumați anul trecut. Pe 74 de lucrări. Da. 14,4 milioane sunt bani care vin anul acesta de la guvern. Milioane de la guvern vin cu destinație specială școala din Lăbuștii cu Mare. De ce fac această precizare? Și am organizat această conferință de presă ca să vă spun că am avut dreptate anul trecut când am vorbit de modul în care au fost alocate fondurile la sfârșitul anului. Cea mai mare parte din acești 3,6 milioane de roni care nu s-au consumat anul trecut. Și sigur, bine că sunt reportați anul acesta. Adică se pot folosi anul acesta. Cea mai mare parte se datorează faptului că au venit târziu și n-au avut timp să organizeze licitații, toată procedura. Sigur că au fost fonduri care au venit și în aprilie și nu au fost consumate. Din diverse motive. Nu intru în detaliu. Observați însă că aceste 13,6 milioane reportați de anul trecut sunt aproape aceeași sumă cu 14,4 milioane cât a primit anul ăsta. Aceasta este explicația pentru care a primit atât de puțin anul acesta, 14,4 milioane. Pentru că statistica Ministerului a ieșit foarte clar, din statistica Ministerului a ieșit foarte clar că am fost un județ care n-a ajuns să consume banii ăștia. Sau am spus primăriile care au primit acești bani
nu au reușit să-i consume 36 milioane de lei și de acest motiv am primit foarte puțin, 14,4 anul acesta. Adică să nu ne amăgim de anumite proceduri guvernamentale. Am primit foarte mult anul trecut, se știa cum vom putea cheltui, i-am primit târziu, și au stabilit ca și criteriu, le dăm puțin, dăm puțin județului care a Severin anul acesta, pentru că erau în stare să cheltuie anul trecut. Repet, primăriile. Și dacă vreți date, puteți primi care sunt primăriile lideri în acest sens. Am ținut această conferință atât de vicepreședinții și colegii mei, domnii Gheorghioni și Iova, alături de Motolan, care este șeful serviciului care se ocupă de această ordonanță 28, pentru ca să aveți dimensiunea exactă a modului în care se exercită guvernarea. Așa cum am spus anul trecut, puține erau șansele să se cheltuie acești bani în timp record de prin octombrie, când au început să vină. Dar ăsta este pretextul pentru care anul ăsta nu primim, pentru că, vezi, doamne, n-am cheltuit anul trecut. Repet, nu Consiliul Județean care a cheltuit suma pe care a avut-o, dar câteva din primăriile importante. Și dacă vă veți uita, toate sunt primării PSD. Îmi pare rău că trebuie să aduc această nuanță în administrație, dar ea este esențială. Pentru că, în realitate, se pierd finanțări, repet, pe 2015, motivându-se că nu s-au cheltuit banii de către primării în 2014. Și ținem cont că au venit atât de târziu nici dacă au fost. Un comentariu de declarațiile făcute de DNOD. Bugetul. Sigur, bugetul este clar conceput într-un exercițiu centralist. Banii sunt alocați direct de guvern către primării. Observați că aceste fonduri neconsumate anul trecut, pe ordonanța 28, tot direct pe primărie au fost distribuite de către executiv. E un buget conceput în așa fel încât să aducă un plus de imagine clar PSD-ului, aflat în criză, aflat într-un proces de disoluție și care nu rămâne la guvernare decât dacă și care nu rămâne unit decât dacă rămâne la guvernare. Singura șansă ca PSD-ul să nu se destrame este ca ei să rămână la guvernare. Unul din instrumente, poate cel mai important, este bugetul. Pentru administrație, în primul rând, dar și pentru elementul politic, bugetul este un instrument foarte important. Avem beneficiază de fonduri europene, pentru că multe din primările din care s-au înrăut toate primările de oraș, în primul rând. Beneficiază de fonduri europene pentru care aduce Consiliul Județean, nu altcineva. Primăriile care beneficiază de asemenea dezvoltare financiară reușesc să-și rezolve problemele importante ale comunităților lor, apă, canalizare, uzine de apă, stații de epurare, prin finanțările acestui Consiliu Județean. Pentru că asta e administrat.
nu tot felul de lucruri relativ puțin importante. Sigur, întotdeauna spumoase. Arătat că procesul de fuziune este, așa cum am spus eu în vara trecută, irreversibil. Partidul Național Liberal, cum vreți să spuneți, marele Partid Național, noul Partid Național, în fapt singurul Partid Național Liberal, este înregistrat de marți în registrul partidelor politice, de marțea trecută. Constituirea acestor comitete executive județene înseamnă, practic, realizarea faptică a fuziunii la nivel, la nivel teritorial, la nivel de județ și localități. Bine, în care să venim de multă vreme lucram împreună, dar acum hai să spunem că și instituțional avem această calitate în numele Partidului Național Liberal prin acest Comitet Executiv Județean, în care se vede, el a format probabil din 24 de membri, adică 16 PNL și 8 PDL, conform principalelor două criterii, rezultatul în alegerile europarlamentare, respectiv numărul de primari rămași după celebra ordonanță 55. Adică eu nu am făcut încă exact calculul, este o proiecție venită de la București. Dar cam așa se mai întâmplă. Lorea la București. Și ne-am spus că există disponibilitatea clară a Consiliului Județean să ajute. Dar, repet, doar în condițiile legii, și asta facem acum în continuare, după ce mă despart de dumneavoastră, căutăm modalitatea legală de a putea ajuta fotbal. Și nu numai fotbal. Avem dispoziția să ajutăm și futsalul, și handbalul, și voleiul, sporturi care sunt, aș spune, bun, și sportul școlar, și șahul, dar cadrul legislativ este complicat, este întortocheat, este contorsionat, mai bine spus, este specific legislației din România de astăzi. Dar dispoziția noastră există și potențialitățile necesare. Și merită, pentru că sunt sporturi care în condiții foarte grele, în condiții în care Rapidul e în faliment, CFR Cluj se bat în faliment, în insolvență, Dinamo e insolvență, da? Universitatea Craiova e insolvență, CFR-ul se pare că intră, deci patru din campioanele, nu, patru cu Galaciu cu tot, patru din campioanele României sunt în insolvență, CFR-ul că n-a intrat și Dumnezeu să nu intre. Ce pot să mai spui, da? De asemenea, la handball sunt șanse mari să se promoveze în ligă. Fotbalul despre care vorbim e pe locul 2-3 în B. Voleiul este în Liga Națională. Sunt eforturi care trebuie cumva susținute. Într-un cadru legislativ, repet, foarte restrictiv și foarte complicat. Dar încercăm să ajutăm. Futsalul face sală plină la Polivalent, da? Sport spectaculos,